Bună ziua! Numele meu este Daniela Tarasă și vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru conținutul din programa școlară, structura generală a unui sistem de calcul asociat unității de învățare, elemente de arhitectură a unui sistem de calcul. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector recomandabil sau online prin videoconferință, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. În cadrul acestei activități de învățare va fi prezentată arhitectura von Neumann, structura unui sistem de calcul și se va rezolva un joc didactic. Timpul total alocat propus de mine este de 20 de minute. Pentru prezentarea arhitecturii von Neumann, propun vizionarea filmului postat pe YouTube, care reprezintă deja o resursă educațională deschisă. Linkul către acest film îl găsiți în acest slide, dar el este inserat și într-un slide următor. Propun ca filmul să fie oprit la minutul 4 după finalizarea prezentării arhitecturii von Neumann. Se va continua până la 10 minute cu o activitate frontală în care cadrul didactic va adresa întrebări elevilor cu privire la informațiile prezentate. Pentru prezentarea structurii generale a unui calculator, propun vizionarea aceluiași film de la minutul 4 până la final. Timp alocat 4 minute. Bună ziua, dragi elevi! Pentru astăzi am pregătit lecția Structura generală a unui sistem de calcul. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Modelul de bază pentru arhitectura unui sistem de calcul a fost introdus în anii 1944-1945 de John von Neumann. Conform arhitecturii lui John von Neumann, un sistem de calcul trebuie să fie compus din trei componente principale. Unitatea centrală de procesare, prescurtată UCP, asigură prelucrarea datelor și controlează funcționarea sistemului de calcul. Unitatea de memorie este cea din care se pot citi instrucțiuni și date și în care se depun rezultate. O vom nota prescurtat UM. Echipamentele periferice sunt cele care asigură transferul datelor între sistemul de calcul și exterior. Toate aceste trei componente sunt legate printr-o magistrală de sistem ce are rolul de a transmite informația. Unitatea centrală de procesare, numită și procesor, este elementul de bază al unui sistem de calcul ce asigură procesarea datelor, adică interpretarea, prelucrarea și controlul acestora, supervizează transferurile de informații și controlează activitatea celorlalte componente ale sistemului de calcul. Unitatea centrală de procesare conține unitatea aritmetică logică și unitatea de comandă sau unitatea de control. Le prescurtăm UAL și UC. Unitatea aritmetică și logică execută operații aritmetice și logice asupra operanzilor. Datele numerice sunt procesate pe baza unui set de instrucțiuni utilizând operațiile de adunare, scădere și operații logice. Unitatea de comandă interpretează instrucțiunile extrase din memorie și alege diferite acțiuni pe baza rezultatelor obținute. Controlează funcționarea unității centrale de procesare și coordonează operațiile celorlalte unități. O schiță a funcționării unui sistem de calcul pe baza arhitecturii von Neumann este următoarea. Datele și instrucțiunile provenite de la dispozitivele periferice de intrare sunt transmise către unitatea aritmetico-logică.
Unitatea aritmetico-logică le poate transmite către unitatea de comandă, care are sarcina de a-i specifica unității aritmetico-logice ce operație trebuie să execute. Unitatea aritmetico-logică decodifică instrucțiunea, o execută și plasează rezultatul în memorie. De asemenea, unitatea de comandă poate extrage informația din memorie, o decodează pentru a vedea ce operație are de executat unitatea centrală de procesare, iar la final plasează rezultatul în memorie, de unde acesta este preluat de dispozitivele periferice de ieșire. În timp au fost aduse multe îmbunătățiri modelului von Neumann. Un exemplu ar fi următorul. Apariția principiului ierarhiei de memorie, adăugându-se memoria cache și cea virtuală, despre care vom discuta în următoarea lecție. Am ales pentru a prezenta structura unui sistem de calcul, un sistem de calcul de tip desktop, carcasa, care în interior conține o sursă de alimentare, curent electric pătrunde în interiorul calculatorului prin intermediul acestei cutii metalice, un procesor, unitatea centrală de procesare, supranumit creierul calculatorului, ce constă dintr-o colecție extrem de complicată de tranzistori dispuși într-un aranjament miniatural, ce permite manipularea datelor. Procesorul este executantul majorității operațiilor efectuate cu ajutorul unui sistem de calcul. Avem de asemenea și un ventilator, pentru că procesorul produce foarte multă căldură în timpul funcționării. Este necesară această componentă care ajută la disiparea căldurii generate și împiedică topirea componentelor procesorului. O placă video, în același loc găsim și placa pentru modem. Placa video are rolul de a transforma informația video pentru a afișa imagini pe monitor, iar despre placa pentru modem vom discuta într-o lecție ulterioară. Placa de sunet este tot în același loc, o găsim în apropiere. Uneori este integrată chiar pe placa de bază. Avem și o unitate pentru CD sau DVD, unitatea optică, care folosește o rază laser pentru a citi datele inscripționate pe un suport optic. Ultimele modele dispun de calculatoare, dispun și de unitate de tip Blu-ray. Harddiscul, care este dispozitivul principal de stocare a datelor prelucrate, și placa de bază, care reprezintă elementul de legătură dintre toate componentele calculatorului, tot aici găsim cablul de alimentare și cablul panglică. La final, pentru voi am pregătit un joc didactic, care exact la asta se referă, la componentele calculatorului, și care sper să vă placă. Succes! Pentru a recapitula informațiile cu privire la structura unui sistem de calcul, propun rezolvarea unui joc didactic. Aveți linkul acum pe ecran. Fiecare elev va accesa acest link și va rezolva jocul. Timp alocat, propus de mine, 6 minute. Aveți pe ecran în acest moment cele două resurse pe care le-am propus eu spre utilizare. Dar fiecare cadru didactic poate propune și alte resurse pentru a-și organiza această activitate de învățare. Succes!